Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu cel adevărat. Și fie ființele noastre binecuvântate de Cel ce poate, de acest Dumnezeu sfânt și mare. Dragii mei, am citit din Evanghelia după Matei, capitolul 11, cuvinte care redau acțiunile Domnului Iisus Hristos și însăși cuvintele Lui. Aici este scris, începând cu versetul 20, căci după ce probabil a trecut vreun an jumate, doi, nu știu exact, din activitatea Domnului, timp în care El se deplasa prin localitățile din Israel, predica Evanghelia, explica oamenilor cuvântul Scripturilor, vindeca bolnavi, scotea afară demoni din oameni, făcea bine. În unele localități a poposit de mai multe ori și a făcut mai multe lucrări. A predicat mai mult. În altele, în mod special, în afara granților lui Israel, n-a ajuns. Și într-o zi a vorbit despre aceste situații diferite. Cum de altfel se întâmplă și în vremea noastră și a fost dintotdeauna. Sunt localități unde există mai multe biserici, unde oamenii au Biblii în case. Sunt zone unde există radio creștin, unde oamenii au ascultat predici, au fost la slujbe, au văzut sub o formă sau alta lucrările lui Dumnezeu, vindecări sau alte semne dumnezeiești. Și sunt alte zone, localități, alți oameni care au auzit foarte puțin despre Dumnezeu și despre lucrurile sfinte, care n-au Biblie, de exemplu. Sau au fost de-a lungul istoriei situații în care oamenii n-au știut să citească, în care au auzit foarte puțin despre Dumnezeu. Sunt aceste diferențe evidente între unii și alții. Și Domnul a vorbit aici despre câteva localități pe care le-a menționat, Horazin, Betsaida, și a zis, vai de tine, Horazine, vai de tine, Betsaida, versul 21. Căci, dacă ar fi fost făcute lucrările ce au fost făcute la voi, în altă parte, și dă ca exemplu, Tirul, Sidonul, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. Deci, ce așteaptă Dumnezeu de la oamenii care aud Evanghelia? Cărui le vorbește? De ce i-a mustrat pe aceștia? Versetul 20. Domnul a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui pentru că nu se pocăiseră. Dumnezeu așteaptă de la omenirea care este căzută în păcat. Și lucrul acesta poate fi văzut uitându-ne în societate. Sau uitându-se fiecare în viața lui. Care dintre noi, începând de la copiii care pot să înțeleagă deja și până la bătrânii care încă mai pot să înțeleagă, nu-i conștient că în viață a acumulat păcate, greșeli? Care-i sfântul de la Nădlac? Să-l văd cei, român sau slovac? Nu niciunul. Pentru că Scriptura spune foarte clar, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu cheamă oamenii să se pocăiască. Ce înseamnă asta? Să-și dea seama că sunt greșiți, păcătoși, să ceară iertare de la Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu și numai cu al Lui, să se angajeze într-o viață sfântă. Doamne, ajută-ne! Dragii mei, cei din tâi care ar trebui să se pocăiască sunt oamenii care au auzit mai mult despre Dumnezeu, care au văzut lucrările lui Dumnezeu. Domnul a evidențiat datoria celor din cetățile sfinte în a se pocăi și a spus că alții au auzit mai puțin, dar și ei au fost chemați să se pocăiască. Domnul vorbește aici și despre cei din Sodoma, din Gomora, din Tir, din Sidon.
Iar în capitolul următor, Matei 12, vorbește și despre alții. Iată ce zice în versetul 41. Bărbații din Ninive, capitala Imperiului Asirian, din secolele 6, 7, 8 înaintele noastre, se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici vorbea Domnul despre situația de atunci, este unul mai mare decât Iona, adică Domnul Iisus. Hai să vedem cum și ce s-a întâmplat acolo în Ninive. Spune Scriptura în carte Iona din Vechiul Testament că Dumnezeu a trimis pe acest proroc să meargă în acel oraș și să spună oamenilor următoarele cuvinte. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Deci datorită stricăciunii locuitorilor din acea cetate, Dumnezeu a hotărât că nimeni răbdă numai o lună și 10 zile. Cum știți că Dumnezeu a procedat și pentru Sodoma și Gomora, când nelegiuirea lor și-a atins culmea, Dumnezeu a hotărât să-i distrugă. Și așa se va întâmpla cu acest pământ. Când își va umple măsura fără de legilor, Dumnezeu va distruge lumea aceasta. Cum a făcut-o și la potop și în alte situații mai locale, mai particulare. Iona n-a vrut să meargă de la început, dar în urmă, după ce Dumnezeu l-a disciplinat, a fost gata să se ducă. Și scrie aici în Iona 3, de la versetul 4, Iona a început să pătrundă în oraș cale de o zi, strigând. Imaginați-vă că a intrat de la o margine a orașului și a început să strige. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit. Dar cetatea era atât de mare încât pe jos îți trebuia 3 zile să o parcurgi. El n-a apucat decât o zi să predice. Și n-au fost doi, cum trimitea Domnul pe vremea lui, unul singur. Ceilalți oameni s-au anunțat ei unul pe altul. Până când vestea a ajuns la conducerea imperială. Și spune Scriptura aici, că nu doar oameni din Ninive, masa oamenilor de jos a crezut în Dumnezeu, scrie de la versetul 7, cite și 6, lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul de domnie și a scos mantia de pe el și s-a acoperit cu un sac și a șezut în ceruș, în durerea lui. Și a trimis să dea de știre Ninive din porunca împăratului și mai marilor lui următoarele. Oamenii și vitele, boii și oile să nu guste nimic, să nu pască, nici să nu bea apă deloc, ci tot să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor ce are și de la faptele de asuprire de care sunt pline mâinile. Și Domnul a notat ceea ce i-au făcut drept pocăință. Dragii mei, rețineți așadar cât ar fi suficient pentru un om să se pocăiască? De câtă informație are nevoie o persoană ca să-i fie destul? Nu toți din Ninive au auzit un predicator. Pentru dumneavoastră care sunteți aici, e destul o participare la slujbă ca să-ți dai seama că trebuie să te pocăiești. După ce ea vii, să te ții de pocăință. Dar țineți minte și spuneți-l la ceilalți din Nod la care vă întreabă unde ați fost, că ei, chiar dacă n-au fost aici, numai prin faptul că au auzit că cineva a spus despre pocăință, și lor le este suficient. Nu toți din Ninive l-au auzit pe Iona. Nu toți din Nădlac vin să audă predica. Dar este suficient ca să audă de la dumneavoastră, de ce i-a fiți predicatorii noștri mai departe. Și spuneți la cei de lângă dumneavoastră că Dumnezeu ne cheamă la o sfântă pocăință. Doamne, ajută-ne, zic iarăși. Dumnezeu s-a îndurat de cetatea aceea și n-a pedepsit-o. Cum se va îndura și de noi, căci Dumnezeul nostru nu obosește iertând, slăvit să-i fie numele. Este gata să ierte. De aceea Domnul dădea exemplu pe fiul risipitor și am înțeles că s-a predicat despre aceasta într-una din serile anterioare. Domnul dă încă un exemplu în Evanghelia după Matei, capitolul 12, și este scris de la versetul 42. Împărăteasa din la miază zi, din Seba, se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici zicea Domnul este unul mai mare decât Solomon. Cazul ei ne este prezentat în cartea întâia a împăraților din vremea lui Solomon, citesc de la capitolul 10, unde este scris de la versetul 1. Împărăteasa din Seba a auzit de faima lui Solomon în ce privește slava Domnului. Și s-a deplasat, noastră știți geografie, din sudul
peninsulei Arabiei, din zona Iemenului, până la Ierusalim. Nu erau avioane, nici mașini, cu caravană, săptămâni de drum. Și a lăsat treburile împărăției, poate pe seama altora. Și s-a dus ca aflat de un împărat și de slava lui Dumnezeu. A sosit la Ierusalim cu un alai foarte mare, cu cămile care aduceau mirodenii. S-a dus la Solomon și a spus tot ce avea pe inimă. Și după ce a discutat cu el, iată ce a zis. Versetul 7. Nu credeam până n-am venit și n-am văzut. Și iată că nu-i nici jumătate. Iată că nici jumătate nu mi s-a spus. Tu ai mai multă înțelepciune și propășire decât am auzit mergându-ți faima. Dragii mei, chiar dacă oamenii n-ar sta de vorbă cu dumneavoastră, chiar dacă n-ar veni la biserica asta sau la vreo alta, e suficient pentru oameni să fie judecați, în ziua judecății, a zis Domnul, numai să fie auzit că undeva se vorbește despre Dumnezeu. E suficient numai să fie auzit că este Biblie. De altfel, să vă dau un exemplu. În țara asta, vine de la primărie și de la alte oficialitățile statului cu monitor oficial să-l citească fiecare om? Te poți disculpa în fața instanței și să-i spui, domnilor, n-am auzit de legea asta. E de datoria ta ca cetățean să-ți însușești legile. Pe de altă parte, dragii mei, așa-i că dacă undeva auzim noi de un doctor renumit sau de un spital bun, și dacă nu-i reclamă trecută la Nădlac, mergem și ne interesăm, da? Va spune cineva, eu nu mă operez că la Nădlac nu-i spital în domeniul ăsta. Te duci la Arad, te duci la Timișoara, la Seghet, te duci, așa-i? Adică îți cauți să-ți rezolvi problema. Dar în ce le sufletești dacă nu m-am auzit noi și dacă n-ar fi biserică în Nădlac? Să fie numai cum și prefectura, e numai la Arad, nu la Nădlac. Te duci acolo să-ți rezolvi problema, unde e oficiul de pensie. Așa se duce omul pentru treburile lui și își caută să rezolve situația unde știe că se poate rezolva. Cu atât mai mult suntem datori să ne rezolvăm problemele sufletești. Doamne, ajută-ne! Dragii mei, în ziua judecății, rețineți două idei și trecem mai departe. Va fi mai greu pentru cine a auzit mai mult, că e mai mult dator. Dar de scăpat nu scapă nimeni, pe de altă parte, că trebuia să se intereseze. Trebuia să-și caute salvare și rezolvare a problemelor. De aceea a spus Domnul, revin la Evanghelia după Matei capitolul 11 și ceea ce predic dumneavoastră puteți verifica acasă, să vedeți dacă așa înțelege și dumneavoastră sau numai eu vreau să forțez cuvintele astea să spună ce vreau. Citiți singur să vedeți că la aceeași concluzie veți ajunge. A spus Domnul aici, recitesc versetul 22, vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Dar și cei ce au auzit atâtea lucrări Dumnezeu și le-au văzut vor ajunge la judecată și ceilalți. Unii sunt datori că trebuia să facă mai mult și alții sunt datori că nu s-au interesat și cu cât au știut, n-au făcut ceea ce erau datori să facă. Domnul spunea, de altfel, citesc și din Luca capitolul 12 ca să vă lămuresc, de la versetul 47 următoarele. Robul acela care a știut voia stăpânului său. Asta începe cu noi, cu predicatorii. Cu cei ce au cântat și au citit Biblia, că am știut. Și nu s-a pregătit, adică n-a făcut ceea ce i s-a cerut. N-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Corect. A știut mult, n-a făcut, e vrednic de o pedeapsă mai mare. Acum ceilalți. Dar cine n-a știut-o, cum mai sunt unii oameni care spun, eu nu mă interesez, nu cumva să mă judece Dumnezeu. Asta e o idee eronată. Tu ești dator să te interesezi. Nu poți merge pe ideea ignoranței. Nu știu și nu-s vinovat, nu-s dator. Ba da, rețineți, versetul 48, sunt cuvintele Domnului Iisus, dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, adică e vinovat,
va fi bătut cu puține lovituri. Dar nu scrie că scapă. Numai că primește o pedeapsă mai mică. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult, și cui s-a încredințat mult, îi se va cere mai mult. Așa că, spus pe scurt, pocăiții care umblă mai mult la biserică și citesc Biblia mai des, de n-or fi pocăiți, o fi mai vai de ei în ziua judecății, iar cei ce nu prea vin la biserică, o fi și de ei un vai, așa cu literă mică. Dar eu aș dori să fie de toți ferice și în ziua aceea să ne primească Domnul cu drag și să ne spună, vină o slugă bună și credincioasă. De ce să fim pedepsiți? Numai unii în condiții mai aspre și alții în condiții nu atât de dure. Pușcăria e pușcărie. Apoi fie ea și de categoria întâi și de a doua. Noi vrem rai de la Dumnezeu, că iadul e pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Pentru noi a pregătit Domnul împărăția sa și ne așteaptă cu brațele deschise. Ne dă cu plăcere împărăția, scrie aici în Luca 12. Dragii mei, tot Domnul Iisus Hristos spunea în textul citit de la versetul 28 următoarele. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Domnul cheamă oamenii la El, nu doar ca să scape de judecată. Cum îmi spunea odată un profesor, participam atunci la orele de religie, era și preotul acolo, și el cumva așa să nu mă jignească nici pe mine, să nu se dea rău nici cu preotul, zice, acum cum o fi să ne purtăm în așa fel încât numai să nu ne bată cel de sus? Dragii mei, Domnul are o chemare mai înaltă. Noi nu vă chemăm la pocăință doar așa să scăpăm de pedeapsă. Domnul ne cheamă la fericirea, la odihna și la pacea sa. Spunea Domnul, nu doar fugiți de ziua judecății, veniți la mine și vă voi da odihnă pentru suflet. Undeva la o conferință, cineva ținea un discurs ateist și spunea că nu este Dumnezeu și așa mai departe, încerca să explice. Vă amintiți, cei care suntem de vârsta care am prins comuniști? Și o femeie din sală care n-a putut să țină piept cu el la toate discursurile lui și dialectica aceea, a zis, tovară, și am o întrebare și eu. Nu tot pricep ce îmi spui, am și eu o singură întrebare. Dumneata ești fericit sau nu ești fericit? Și a încercat să explice, a zis, atunci să mă lași în pace. Eu cu Dumnezeu meu sunt fericită și mă simt bine. Nu știu dacă ateismul dumneata le-ți dă fericire și odihnă, mie Dumnezeu îmi dă pace. Eu mă rog dimineața și Dumnezeu îmi poartă de grijă peste zi și seara așa liniștită mă culc după ce zic Tatăl nostru. Eu rămân cu credința mea. Dragii mei, vă întreb la modul cel mai deschis, fără să spuneți, vă răspundeți dumneavoastră. Sunteți fericiți în viață? Așa, vă bucurați pe măsură ce anii trec? Sau vă gândiți că îmbătrânim și pe când mi-am făcut ceva, nu te mai poți bucura de ele, că bătrânețea e cum e. Și lecția asta o să o învățăm toți. Iată, vă dau exemplul lui Solomon din Cartea Eclesiastul, capitolul 2. Vedeți, acum este libertate, economie de piață, noi putem să adunăm, să facem în țară, în străinătate. Solomon scrie aici de la versetul 1, că a zis inimii lui, era împărat, își putea permite orice. Ai noștri guvernanții nu își pot permite ce avea el. El avea aur să-l duci cu garnitura de tren. Haide, vreau, a zis inimii, să te încerc cu veselie, gustă fericirea. Și ca să fie fericit, iată ce a încercat. Citesc de la versetul 4. Mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini, livezi de pom, am sădit în el tot felul de pom roditori. Mi-am făcut iazuri ca să dum bravă, am cumpărat rob și roabe, am avut copii de casă, am avut cireze, așa mai departe. Mi-am strâns argint și aur, bogății ca de împărat și țări. Atunci nu era televizor și spectacole, dar ce și-a adus și el, ceva așa live, nu doar virtual.
cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Acum, scrie el, drept concluzie, versetul 10, tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat. Concluzia. Versetul 17. Atunci am urât viața și nu mi-a plăcut ce se face sub soare, că totul e deșertăciune și gonă după vânt. Dacă trăia Solomon acum și ar fi luat interviu, cum se întâmplă cu bogați, ți-ai fi pus întrebarea asta, ești fericit? Nu. N-ar fi înțeles ceilalți. Greu ar fi priceput. Când general oamenii socotesc că dacă ar ajunge să aibă, ar fi ceva. Nu mai zice el, nu stă fericirea în astea. Vă rog să rețineți că Solomon avea explicația. Scrie aici, în versetul 25, cine, mă întreb și eu acum, în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el, adică fără Dumnezeu? Care e omul acela care se poate bucura fără Dumnezeu? Căci el, Dumnezeu, dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie. Științele dă și la ceilalți, averile dă la toți, dar bucurie nu dă la toți, adică n-au toți bucurie. Dar celui păcătos, au zis ce îi dă grijă, să strângă, să adune, și asta e deșertăciune și goană, fugi cu pumnii după vânt. Și fie că bate spre tine, fie că în sens invers, poți să-i deschizi, să bagi mâine în buzunar. Și cu ce te-ai ales? Îmi spunea un frate, într-o zi a plecat, pare mi se, din Bistrița până la București cu un altul. Amândoi avuseseră afaceri, se cunoșteau. Și zice cel nepocăit, zice, măi, nu te înțeleg deloc. Te-ai pocăit, nu mai mergi la distracție, aveai până acum casa ta la mare. Nu trebuia să plătești, mergeai când vroiai, mă. Acum te-am sunat, mi-ai spus că ești la biserică, altă dată ai zis că mergi în misiune, adică la altă biserică. Te-am văzut cu nevastă-ta, i-ai mai și pus un batic pe cap, am văzut că deja aveți 2-3 copii, televizor mi-ai spus că nu mai ai, păi tu ai renunțat la toate bucuriile, mă. Frate l-a lăsat să spună oful, să descrie aparentele bucurii și fericiri și în final îi spune, măi, dar nu mă obligă nimeni să mă duc la biserică, n-am orar de armată, n-am normă să mă duc în misiune, eu mă duc acolo că îmi place, măi. Cântăm, ne rugăm, ne gândim la Dumnezeu, la împărăția viitoare. Eu acum sunt liniștit cu nevastă mea acasă, am încredere în ea, ea în mine. Păi după ce să mă duc la... Mă duc doar la mare, doar așa. N-am probleme de sănătate, să mă duc la băi, să mă duc la salină sau în altă parte, la tratament. Sunt liniștit. Și la întoarcere, a fost 400-500 km încolo, tot atâta înapoi, zice celălalt, mă, dar chiar că mă faci să mă gândesc la ce zici. La urmă, tu ești mai liniștit ca mine. Păi eu am aventurile mele, dar tot trebuie să mă ascund, ba de nevastă mea, toate astea sunt cheltuieli, măi. E, cu nevastă mea n-am o zi bună să nu mă cert. Tot ce vede trebuie să-i comandă în 48 de ore. Le îmbracă de două ori și spune că nu-i țăran, că trebuie să comandă altceva. Și nici atunci spune că nu e exact mărimea, că nu-i... Păi zice, nici nu știu în care zi am adormit și eu liniștit să zic, mă, astăzi n-am avut nicio supărare. Păi la urmă, văd că mai bine o duci tu. Păi bineînțeles că Dumnezeu celui plăcut lui dă și ce are nevoie, dar-i dă bucurie. Adică toți mâncă, dar mâncarea noastră are gust. Și întreabă înțeleptul, și în Iov e scris de asemenea tot carte înțelepciune, ce gust are albușul unui ou? Poți mânca? Dragii mei, nu știu cât sunteți de fericiți. Poate îmi veți spune, domnule, eu sunt fericit și nepocăit. Și eu aproape că te cred. Numai am o întrebare, ca în cât timp îți mai ține fericirea? Măcar 100 de ani. Numai că într-o zi, chiar dacă dinții tot bunțiți,
Nu mai poți mânca, așa-i? Vine vremea când într-o zi poți să ai o garderobă așa de 2 tone, cât are regina Angliei, când se duce trebuie garnitură de tren, când merge în vizită în altă parte. Numai că stai tot la pijamale, că ești în pat. Și uite, așa lista ar putea continua. Zice Solomon în cartea Eclesiastului, vin zilele cele rele, când poftele deja îl caută pe om că nu-l mai ajută mușchii. Nu mai poate nici bea, nici mânca, nici a se distra. Că fericirea în lumea aceasta, chiar dacă este, e de o clipă. Dumnezeu însă vrea să ne dea și aici pace și liniște, dar ne așteaptă cu fericirea sa în împărăția viitoare. Țin să precizez că ce dă Dumnezeu aici e numai un preambul, numai un avans, dar Dumnezeu ne așteaptă cu fericire în cer. Hai, v-ați imaginat, uite asta dați-mi voie să vă dau o temă pentru acasă, așa și obișnuit eu de la școală, să vă gândiți în seara asta, nu mult tare, măcar o jumătate de oră, cum o să fie în cer? Poate va povesti cineva cum a fost într-o excursie, poate cineva cum e în America, poate dumneavoastră povestiți cât de fericiți ați fost când v-ați căsătorit, în ziua cu tare și cu tare. Vă rog să vă gândiți o jumătate de ceas cum va fi în cer. Să vă imaginați ce înseamnă fără supărări. În stres, în cer, nu există în vocabular cuvântul stres, ceea ce la noi e uzual. Nu există expresia durere, nu există tribunale, poliție, armată, supărări, minciună, nu se moare, nu se îmbătrânește, e acolo fericire. E mai mult decât ne duce mintea pe noi să înțelegem. Doamne, ajută-ne să credem că toate acelea sunt pentru noi. Cu siguranță sunt pentru noi. Biblia spune că doar Dumnezeu e fericit 100%. Și când vom ajunge la El, ne va da fericirea Lui și nouă. Vom fi ca El, vom fi cu El. Credeți aceasta? Păi nu vă promit eu asta. Ce-ar valora? Vedeți, mai sosește cât într-o zi un mesaj așa pe mobil, că poate că știi și ești tu cel ce a pus nu știu ce, o excursie nu știu une. În seara asta ne-a venit o depeșă din cer. Ai loc și vine Domnul după tine să te ducă acolo, la fericirea eternă. Crezi asta? Ia gândește-te. Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei și în Scriptură e scris atât de frumos. E comparată veșnicia cu o nuntă, cu orice fericire mai mare și-ar putea imagina un pe pământ, dar toate acestea sunt puțin pe lângă ceea ce ne așteaptă acolo. Doamne, ajută-ne să ajungem cu toții. Așadar, dragii mei, Domnul poate să vă dea pace încă din această seară, să vă duceți liniștiți acasă, să adormi fără problema și grija zilei de mâine, că mâine dimineață Dumnezeu se scoală înaintea noastră. Și mâine Dumnezeu va trimite îngerii săi să ne ocrotească. Domnul Iisus Hristos mijlocește la dreapta măririi în ceruri pentru noi. Pe teren sunt îngeri care ne ocrotește, care într-o zi ne vor aduna la El. Norii cerului într-o zi se vor da la parte și va apare chipul Domnului Hristos. Pentru că va veni după noi. Noi dintr-o dată, bătrâni sau tineri cum vom fi, vom simți că fără aripi legea gravitației nu mai funcționează și vom începe să ne îndreptăm spre El și vom fi totdeauna cu Domnul. O, ce frumos va fi să ne desprindem de pământul ăsta, de care ne-am legat că suntem și noi țărână și care am crezut că ne va da fericirea, nu pământul ăsta dă fericirea, că e blestemat, dragii mei, este un alt pământ binecuvântat, un cer nou și un pământ nou, unde Domnul vrea să ajungem. Amin. Revin la cuvântul citit și vreau să învățăm un alt adevăr și le vom lega împreună. Spune Scriptura aici de la versetul 25 că Domnul Iisus a început să se roage. Știți, în rugăciune discutăm cu Dumnezeu. Iată ce a zis. Tată, te laud, Doamne al cerului și al pământului, adică Tu care l-ai creat, pentru că ai ascuns aceste lucruri. Care lucruri? Păi ce discutară până acum despre împărăție, despre rai, cât de fericit putem să fie acolo, că Dumnezeu astea le pregătește pentru oameni? De cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor? Interesant.
Și Domnul rea ideea să ne fie clar, o întărește, da, Tată, te laud. Pentru că așa ai găsit tu cu cale, așa ai vrut tu. Și se explică, toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu, deci Domnul Iisus le deține pe toate. Și nimeni, rețineți, e regulă, nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul, adică pe Domnul Iisus, că unii nu-L cunoșteau. Și când se uitau la El, ziceau că e Fiul Tâmplarului. El era venit din cer. Afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni, clar, nu cunoaște de plin pe Tatăl, care era în cer și este, afară de Fiul, și acela căruia vrea Fiul să-L descoperă. Ce-ți înțeles din ce am citit? Dragii mei, pentru a înțelege lucrurile astea e nevoie ca Dumnezeu să ni se descoperă. Fiindcă Dumnezeu le ascunde de unii și le descoperă la alții. Oamenii sunt pe două liste. Unii pentru care lucrurile rămân încurcate și nu-și dau seama. Și o altă listă, oameni pe care Dumnezeu îi ajută să înțeleagă, să priceapă, să-și dea seama, să se pocăiască și să ajungă la fericire. Pe care listă suntem? Păi chiar că e ciudată problema. Păi adineaure am vorbit că dacă nu ne pocăim, ne judecă, nu? Și acum aflarăm că la unii se descoperă și de alții se ascunde. Atunci de ce se judece de cei de care s-a ascuns? Cu ce se-i vinovați? Că nu s-au pocăit? Că nu și-au dat seama. Ei, o să ne lămurim noi asta. Numai mai întâi vreau să vă încredințez că așa este. Dacă Dumnezeu îți luminează mintea, crezi raiul și ți se pare că în seara asta te duce. Dacă nu, poți să-ți dau Biblia în română, în slovacă, cu comentarii și să plătesc un om să stea la tine acasă să-ți explice fiecare zi două ceasuri. Tot nimic nu-i. Dacă Dumnezeu te luminează, atunci ai priceput în seara asta. Ciudată e lucrarea lui Dumnezeu. Și poate ați văzut oameni la care le-ai predicat. Și dacă nu spune câte o soră, știți, ele au volum mai mare de cuvinte. Dacă nu i-am explicat la bărbat și i-am spus cum a știut, i-am pus predici și i-am pus Biblia în cale să s-o întâlnească, să o vadă și frate s-o-i pocăi și i-o spus și el și numai nu pricepe. O spus și Domnul. Că unii n-ajung să priceapă și nu-și dau seama. Și pe când alții așa ușor înțeleg, așa clar se descuie la minte. Am citit despre o situație din Uniunea Sovietică. Știți, comuniștii au fost tare împotriva lui Dumnezeu și a creștinismului. Și odată au avut o piesă de teatru în care unul trebuia să ia Biblia și citească câteva pagini din ea despre Domnul Hristos și să o arunce și să spună ceva batjocoritor. Om care nu fusese la biserică, am fost în fosta Uniunea Sovietică, erau localități unde nici biserică ortodoxă nu mai era. De cum altfel de biserică care se ține pe oameni mai aproape de Dumnezeu? Demolaseră. Oameni care nu citiseră în Biblie. El a citit în Biblie doar atunci, cu ocazia prezentării piesei respective. Trebuia să citească, repet, câteva versete, apoi să arunce Biblia. Și a început să citească pe scenă, în timp ce sala era plină de oameni, aduși ca să fie formați ca și atei. Și a citit despre Domnul Hristos, și a citit. Și regizorul a strigat, oprește-te! Și îl citea cu voce tare, a fost pătruns de textul Scripturii. Și până când a strigat un altă, oprește-te! Și numai nu se oprea. N-au avut ce-i face, au tras cortina. Și cei din sală au auzit cu ultimele cuvinte când el a zis, Doamne, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Păi cum am putut crede numai că o citit odată? Ca tâlharul care nu m-a stat pe dreapta, deoparte lângă cruce. Cum l-a pătruns cuvântul lui Dumnezeu? Și alții spuneam, am auzit și par auzit. Și tot nu se prinde de ei. Ascultați-mă în ceea ce vă explic din Matei capitolul 13, cum se înțelege aceasta. Citesc de la versetul 10. Ucenicii s-au apropiat de Domnul Iisus și i-au zis, de ce le vorbești în pilde? Adică de ce folosești expresii codificate? Unii înțeleg și alții nu înțeleg. Iisus le-a răspuns, pentru că vouă, adresându-se ucenicilor, v-a fost dat să cunoașteți tainele, adică secretele împărăției, iar lor nu le-a fost dat.
Și dacă nu le-a fost dat, scrie mai departe aici, versetul 14, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege. Veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Sau, cum spune Isaia în cartea sa, capitolul 29, de la versetul 11, de aceea toată descoperirea a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărți pecetluite, care e sigilată, deci. Dacă o dai unuia care știe să citească și zici, ia citește. El răspunde, nu pot, că e pecetluită, e sigilată, domnule, ce citesc? E scris înăuntru. Sau dacă o dai cartea unuia care nu știe să citească și zici, ia citește, el răspunde, nu știu să citesc. Și unul și altul rămân încurcați. Unii au Biblie, dar nu pot să o priceapă. Și am întâlnit oameni care au spus, băi, am citit-o, dar atât am înțeles ceva idee istorică. Și altul n-ajunge la ea sau nu-și dă seama deloc. Dar ca să nu vă mai țin în încordare, vă citesc doar cuvintele Domnului din Ioan 10, dintr-o discuție. Acum poate ni-i mai greu să ne lămurim, că știu eu, unii sunteți lămuriți într-un fel, ortodoxi, catolici, reformați, penticostali, știu eu ce altă încredințare mai aveți. Dar atunci, în timp ce Domnul Iisus era pe pământ, discuta cu ei foarte clar. Și scrie aici în Ioan 10, de la versetul 24, iudeii l-au înconjurat, imaginați-vă că s-au strâns împrejurul lui, și au zis, până când ne tot ții sufletele în încordare? Dacă ești Hristos, spune-o de sfârșit. Cu alte cuvinte, ei credeau că ei de aceea n-au înțeles că nu le-au spus clar. Da, de unde? Dar ceilalți le-au spus mai clar? V-am spus, ne-a răspuns Iisus. Când ne-a întrebat Domnul pe ucenici, voi cine credeți că sunt? Au zis, unii cred așa, alții altfel, dar voi? Tu ești Hristos, a răspuns Petru. Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetul 16. Fiul lui Dumnezeu, Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis. Și cu aceasta am încheiat ideea. Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta. Adică, Petre, nu mintea ta te-a dus să înțelegi, că ai fost major ca altul și ai priceput sensul ideilor, nu. Ci Tatăl meu care este în ceruri, nu asta s-a rugat Domnul Iisus și a spus, Tată, te laud că te-ai descoperit unora. Și Tată, te laud că te-ai ascuns de alții. Și v-am dat exemplu pe Petru și pe alții care au zis, Doamne, dar nu ne lămurești și pe noi. Și Domnul Iisus, eu v-am spus, cu voi altui baiu. Nu că nu v-am spus, nu că n-ați auzit. De voi Dumnezeu a ascuns lucrurile. Și acum am ajuns la problema însăși. De ce unii nu se pot pocăi? De ce unii nu înțeleg? Sau mai clar, îți spun și din textul ăsta rezultă clar. Dacă dumneata o să te pocăiești sau nu o să te pocăiești, sau dacă ești născut la pocăiești, dacă o să te ții de pocăiești sau nu o să te ții. Singur îți dai răspuns. Din cuvintele Domnului rezultă clar. Care o să fie mântuit și care nu. La care se descoperă Dumnezeu și la care nu se descoperă. Și de fapt, de ce? Vor fi judecați toți. Ascultați ce spune textul nostru. Băgați de seamă la cuvinte. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Iată cine ajunge la fericire. Atenție! Aici este secretul problemei. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine. Ce înseamnă asta? Ce avem de învățat de la Domnul Iisus? Ce-i jugul acesta? Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră și s-a decis să fie întru totul ascultător de Dumnezeu Tatăl. El n-a venit numai să ne mântuiască pe noi, să fie adus ca jertfă pe altar, cum s-a simbolizat 4.000 de ani. El a venit să fie un model pentru mine și pentru dumneatale. Dacă te vei smeri ca Domnul Iisus, atunci să știi că vei pricepe lucrurile și te vei putea pocăi și vei fi mântuit. Ați reținut și cui se descopere Dumnezeu? Te laud, Tată, Doamne, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și te-ai descoperit pruncilor. Ce înseamnă asta? Cum sunt copiii?
N-a luat Domnul și în altă parte, scrie în Matei 18, un copil și l-a pus în trei. Versetul Matei 18, de la versetul 2. A chemat un copilaș și l-a pus în mijlocul lor. Hai, că la predica asta aveam nevoie de unul, dar să fie cu minte. Și le-a zis, adevărat vă spun, că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăție. Deci deja mai ești deștept. Dacă nu te poți face ca un copil, nu intri în împărăție. Pentru că un copil se lasă învățat. Calul bătrân nu-l înveți la ham. Omul care se crede deștept, nu-l duci tu la cruce. Ca să ajungi să te lumineze Dumnezeu, trebuie să ajungi în poziția să stai să zici, cum să fac? Ce am de împlinit? Eu te ascult și cum zici, așa fac. Să citești, să spui amin și să împlinești. La ăștia li se descoperă Dumnezeu. De altfel, dragii mei, e ușor de înțeles acum. Oamenii vor fi judecați tocmai fiindcă nu s-au comportat ca niște copii. De ce nu s-au pocăit cei din Capernaum? Fiindcă Domnul a crescut cu ei împreună și că au să-L asculte eu pe El. Dar cine e El? N-a crescut, n-a fost cu mine în clasă la școală. De ce să-L asculte eu pe El? Dar alții s-au uitat la Domnul Iisus ca la Fiul lui Dumnezeu și au fost gata să-L ascult. Și dumneavoastră poate vă uitați la, știu eu, la fratele Andrei, la altul și la altul care aici și să asculte de el. Măi. Nu te poți face ca un copilaș, rămâi pe din afară. Dar dacă ești în stare să te smerești, să-ți recunoști vinovăția, copiii foarte ușor recunosc că au greșit, sunt ușor de educat, sunt gata să se schimbe, în forma asta Dumnezeu te mântuiește. Altfel, îmi pare rău, tu nu te poți meri, tu nu poți asculta, pentru că e nevoie să te schimbi, dragul meu. Dumnezeu te-ar putea mântui simplu, că doar are loc în cosmos și nu-i mare cheltuială să te țină. Dar Dumnezeu vrea să termine cu rău și dacă tu nu te lași învățat, să înveți binele, să termini cu păcatele, nu te poate mântui. Aici este problema de fond. Dumnezeu vrea să ne schimbăm viața, să devenim sfinți, să ne pocăim cu toată inima. Dar pentru asta trebuie să asculți, să fii gata să execuți ceea ce ți se cere, să fii gata să împlinești. Ăsta e jugul, ascultarea. Spus Domnul, învățați de la mine, cum mi-a spus Tatăl să fac, așa fac. Dragii mei, și să știe frații de slujbă de aici, de altfel ei știu din Biblie, care vedeți că ascultă, spuneți ceva la surori, băi, ascultați. Spune la cineva, ascultă, spune Scriptura 1 Ioan 4 cu 6, cine-i din Dumnezeu? Ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Care ne ascultă? Asta poți să o treci pe listă, frate Andrei, nu te întâlnești cu el în rai, păcat. Care ascultă? Măi, și dacă e rău, să însemne să se îndrepte, că Dumnezeu îi dă putere și har. Hai să exemplificăm asta din Scripturi ca să pricepeți mai ușor. În Evanghelia după Luca, la capitolul 20, s-au adunat în jurul Domnului Iisus, scrie de la versetul 1, preoții cei mai de seamă. Imaginați-vă că asta ar fi toți episcopii de pe zona de vest, știu eu, alți prelați de la biserici și bătrânii, cei de la Consiliul Județean, Consiliul Local, toți primari din zona asta. S-a dus la Domnul Iisus și a spus, spune cu ce putere faci aceste lucruri, că ei și-au dat seama că e ceva de la Dumnezeu, a zis Nicodim, unul dintre ei, scrie în Ioan 3, măi, asta numai de la Dumnezeu poate fi, că-s prea mari semnele astea. Și-au vrut să-L întrebe, cu ce putere le faci? Și Domnul le-a zis, am să vă pun și eu o întrebare. Vreau să-i prindă la colț, adică să le dovedească adevărul despre viața lor. Botezul lui Ioan venea din cer, adică Dumnezeu l-a poruncit, sau de la oameni? Ioan s-a gândit într-o zi, hai să dau drumul la o nouă idee, o filozofie. Botezul Ioan cum se mai numea? Botezul? Pocăinții, ce înseamnă asta? Să-ți mărturisești păcatele, să fii gata să te smerești, să asculți și să te îndrepți. Ei s-au sfătuit între ei că nu erau proști. Erau deștepții aia de care se ascunde Dumnezeu. Și iată ce au zis, versetul 5, cugetau între ei, dacă răspundem din cer, adică Dumnezeu l-a poruncit, atunci ne va zice, de ce nu l-ați crezut?
putem răspunde așa, că ne prinde în vorba noastră. Dacă răspundem așa, batjocoritor, să zicem, e de la oameni, tot norodul ne va ucide cu pietre, că și ei și-or da seama. Vedeți, adică oamenii de rând, fără școală, fără studii teologice, ori priceput. Și atunci n-au avut decât o singură variantă. Atunci au răspuns, nu știm de unde vine. Pentru că n-au fost sinceri să recunoască. Dragii mei, Domnul în continuare, știți ce le-a zis? Păi nici eu n-am să vă spun. Cu alte cuvinte, rămâne ascuns pentru voi. De ce n-au răspuns? Fiindcă Domnul le-ar fi spus, de ce nu v-ați pocăit până acum? Ei, eu nu vreau să vă mustru de ce nu v-ați pocăit până acum, dar vreau să vă spun că sunteți deosândiți dacă nici de acum nu vă pocăiți. Dumnezeu uită ce am greșit noi până acum, dar poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și dacă cineva nu o să se pocăiască, o să aibă vreunul din următoarele motive. Ce o să zică ceilalți? Ceilalți se comportă altfel? Tu nu te gândești la sufletul tău, la problema mântuirii? Lasă-i pe alții în pace. Tu vezi-ți de sufletul tău și de problemele tale. E fericirea ce te așteaptă. Pleacă-te în jugul acesta. Și Dumnezeu să-ți dea bucuria, să-L duci cu cinste. Pentru că spunea Domnul aici, jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Pentru că Dumnezeu este gata să ne ajute și ne dă bucurie. Să credem asta și să dorim din toată inima. Tot în a explica problema aceasta, citesc și spusele Domnului Iisus, de fapt și discuțiile dintre oameni din Ioan, capitolul 9. Domnul a vindecat un orb din naștere în situația aceea și s-a născut multă vâlvă. Cum a avut putere Dumnezeu să-l vindece? Și iată ce simplu răspunde omul acesta. Citesc de la versetul 26, unde este întrebat, ce ți-a făcut, cum ți-a deschis ochii? Acum v-am spus, le-a răspuns el, și n-ați ascultat. Pentru ce voi să mai auziți încă o dată? Vreți să vă faceți și voi ucenicii lui? Omul a răspuns foarte sincer, mă, dacă sunt interesați, poate vor să pocăiască și ei, de mai întreabă, de mai vin și mâine seară. Ei l-au ocărât și i-au zis, tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit prin Moise, dar acesta nu știm de unde este. Aici este mirarea, le-a răspuns omul acesta, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. L-au batjocorit și n-au vrut să creadă. Și Domnul explică aceasta în versetul 39. Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată. Și ascultați tâlcuirea acestui verset. Ca cei ce nu văd, să vadă. Ce înseamnă asta? Oamenii care nu înțeles pe Dumnezeu, care nu au priceput, Domnul vine și face lumină și te face să înțelegi. Sunt oameni care nu au fost buni la școală și când îi explici Biblia, pricepe. Altul o forâ, un dărâdnic și cum îi spui să facă, zice și eu mă pocăiesc. Dumnezeu să-i ajute pe toți aceștia. Că Domnul a venit ca cei ce nu vedeau și nu puteau să poată și să vadă. Și, continuă, și cei ce văd, adică cei pe care i-ar duce mintea, și-ar pricepe, numai nu-s gata să se plece și să asculte, pe ăștia încuie Domnul. Le închide ochii și cei ce văd să ajungă orbi. Păzească-vă Dumnezeu de o așa orbire. Ea vine peste om când omul pricepe și poate să zică în mintea lui, băi, drept ce spun ăștia. Așa este. Spunea un preot când altul discuta cu el, măi, tu nu vezi că așa e scris și că e drept, așa nu cum facem la noi. Și preotul celălalt a zis, măi, drept, vă și eu, și ce vrei acum? Să mă scuturi ară tractorul, tu știi ce meserie am avut înainte? Bă, măcar a fost sincer, dar ce folos numai cu atâta? Adică au zis, măi, drept, dar tu nu vezi ce meserie bună. Oamenii țin la lucruri pământești. Nu știu dacă cineva și-ar pierde serviciul pentru pocăință, nu cred. Numai așa dacă vrea Domnul să-i dea unul mai bun, poate. Dar nu sunt în stare să suporte așa puțină o cară. Pentru că a iubit mai mult slava oameni decât slava lui Dumnezeu. Și au întrebat ei doar, n-au fi și noi orbi? Domnul, relând aceeași idee, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Adică dacă nu ați vedea, nu vă judecă Dumnezeu, pentru ce știu, nu știu omul, nu-i deosândit.
dar cel ce își dă seama și nu vrea să facă, acela e de osândit. Și închei cu cele scrise în capitolul 10, unde atât de frumos scrie, de la versetul 24, în adins, n-am citit continuarea, când iudeii l-au întrebat, până când e tot ții suflet în încordare, dacă ești Hristos, o spune-ne-o. V-am spus-o, le-a răspuns Iisus, și nu credeți. Și nu numai că v-am spus-o, am făcut și lucrări dumnezeiești, lucrările pe care le-am fac eu în numele Tatălui, mărturisesc despre mine. Și acum dă răspunsul. Dar voi nu credeți, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteți din oile mele. Și care sunt oile? Versetul următor. Oile mele ascultă glasul meu. Adică orice om poate deveni oaie în momentul când ascultă. Se dă după păstor și Domnul duce până în rai. Care nu-i gata să asculte, nu devine oaie. Nu devine prunc și rămâne deștept. Cum sunt toți ceilalți din lumea asta? Așa de deștept, de de-abia se descurcă 50 de ani și apoi ajunge pe mâna fondului de pensii și îl îngropă. Și gata cu descurcăreala. Dar care se lasă să-L lumineze Dumnezeu, sufletul nostru intră pe mâna Domnului. Și Dumnezeu ne va mântui, slăvit să-I fie numele. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine, mărire Domnului. Recapitulăm cele spuse și încheiem aici. Care a fost prima idee? Vreau să țineți minte. Eu nu știu să vă predic și în slovăcești, dar predic de două ori în românește, să țineți minte. Am vorbit mai întâi că cine știe mai mult va fi judecat mai aspru și dator să se pocăiască cel din tâi. Cine știe mai puțin, scapă oarecum mai ușor, dar cu cât ai auzit, ți-e destul să te judece Dumnezeu și erai dator să te pocăiești. Conștiința ta spune asta. Nu încerca să te amăgești, să spui că nu sunt în temă. Ai auzit destul, Dumnezeu să-ți dea harul pocăinței. În al doilea rând, am vorbit că noi vrem să ne pocăim, și așa ne cheamă Dumnezeu, nu doar să scăpăm de judecată, ci să punem mâna pe raiul lui Dumnezeu. Asta e cea mai mare afacere. Asta e binecuvântare pentru viața asta și pentru viața veșnică. Dumnezeu ne așteaptă cu fericirea Lui. E pentru tine și de aceea va fi plânsul și scrâșnirea dinților pentru unii ce vor fi scoși afară, fiindcă aveau drept să fie înăuntru și au ratat ocazia asta. Nu și-au dat seama ce pierd. În al treilea rând, am vorbit că noi nu-L putem pricepe pe Dumnezeu numai dacă El ne luminează. Altfel rămânem încuiați la minte și numai nu ne putem pocăi și nu putem să fim ascultători și oameni buni și drepți. Și în al patrulea rând, drept răspuns și ultimul am spus că orice om poate fi luminat, numai să fie gata să asculte, să ia model de la Domnul. Zis Domnul în ultimul verset de aici, că jugul meu este bun și sarcina mea este? Să nu vi se par la careva că e greu să asculți, e greu să fii pocăit. Avem noi o cântare care zice, calea crucii e grea și amară până ieși din lume afară. După ce ai ieșit din ea, vei zbura ca pasărea. Doamne, pune-ne aripi! Ca să ne fie ușor să ne pocăim și să ne fie drag. Și în ceea ce nu puteți, rugați-L pe Dumnezeu să vă ajute. Dacă vă vedea Dumnezeu sincer și doritor, încât înțelegeți, că Dumnezeu știe cât pricepe fiecare, ce cunoștință are, să spuneți, Doamne, eu vreau să Te ascult. Să știi că în clipa aceea Dumnezeu vine și te ajută. Dumnezeu pune întâi voința în noi și apoi înfăptuirea. Și ce frumos o să fie, să fim și aici oameni buni, credincioși și apoi în împărăția lui Dumnezeu, unde va fi fericirea eternă. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Amin.